Salutare! Dacă aveți o multifuncțională Xerox B205 și este nevoie de resoftarea ei, dar s-a consumat cartușul, chipul în totalitate și nu mai puteți printa raportul, trebuie procedat astfel. Pornim imprimanta. Va trebui să apăsăm aceste butoane, dar foarte rapid. Acesta este meniu, acesta e return, up, down, ok, butonul stop. Începem, dar deci totul trebuie făcut foarte rapid. Meniu, return, up. Și am accesat meniul Tech Mode. Acum down, down, Tech Menu, ok, down, down. Report, ok, Supplies Info, ok, și încă o dată ok. Acum se va printa raportul. Iar de aici vom avea nevoie de aceste informații. Machine Serial Number, versiunea de firmware și seria CRUM. Practic, va trebui să ne trimiteți acest raport scanat pe adresa noastră de mail, iar noi ne vom ocupa în continuare de crearea softului de resetare. Tot ce aveți nevoie pentru reumplerea unor astfel de cartușe, tonă, refil, cartușe compatibile, găsiți pe site-ul nostru pe rfil.ro. Succes!